Pastele sunt un produs des întâlnit în bucătăria multor popoare, dar se asociază mai ales cu cea italiană. Europenii preferă pastele obișnuite din făină de grâu, iar asiaticilor, inclusiv chinezilor, le plac cele preparate din făină de orez. Dar și pe unele și pe altele ar fi dificil să le gătim fără strecurătoare sau drușlag. Voi cum îi spuneți? Drușlag îi spun. Sau strecurătoare. Strecurătoare. Drușlag spunea pe timpuri, într-adevăr. Dar strecurătoare, mă rog, e o explicație a cuvântului acela. Drușlag. În popor se spune și drușlag. Strecurătoare, probabil, mai degrabă. Drușlag ăsta e german, cuvânt german. Strecurătoare, la noi se spune. Strecurătoare, drușlag, nu. Strecurătoare. I-am procurat mamei o strecurătoare. La țară e strecurătoare. Știu că mama, când eram la țară, era strecurătoare, dar clar că e mai bine ca să folosim drușleac. Mama strecoară brânza prin drușleac. Mai tine strecurătoare. După ce fierbem paste, neapărat să le strecurăm. Strecurătoare, vas de bucătărie pentru strecurat lichide, având fundul cu găurele sau prevăzut cu o sită de sârmă. Bucată, ori săculeț de pânză rară, prin care se strecoară laptele sau în care se pune cașul să se scurgă de zer. Cuvântul drușlag nu există în dicționarul explicativ al limbii române, deci vom evita utilizarea lui în vorbirea literară și ne vom exprima corect. Mi-am cumpărat o strecurătoare din oțel inoxidabil. Strecurătoarea cu mâner este mult mai comodă în utilizare. Acest magazin are un sortiment bogat de strecurători. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.